Salută tuturor, eu sunt Blevo Kino și bine v-am regăsit la un episod de Mortal Kombat, jocul acela violent, foarte șmecher. Yay! Suntem la capitolul al 5-lea din câte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 capitole. Aproape de jumătate, ok? Bun, capitolul Truth Revealed, nu știu să citesc, ok? Ok, prima parte, Touch of Evil. Haideți să băgăm. Asta este o recapitulare din al patrulea capitol, Fire and Ice. Să vă uitați la episodul trecut dacă vreți să știți. Am uitat cum îl cheamă pe ăsta, robotul ăsta. Era cea cu T. Nu mai știu. Stați puțin. Nu pot să dau pur și simplu skip. Eu nu mai vreau să vă gen recapitularea, că o să ia foarte mult. Da. Ok, direct la luptă. Și cu Jade. Trebuie să am grijă. Stai, și eu sunt Jade. Nu. Nu, nu-mi dai fatal blow. Așa. O fac praf. Ah. No. Ah. Mi-a dat fatal blow. Sper că nu mi-a foarte mult damage. Ah. Tot am mai mult decât ea. Te-am făcut, ești praf. Yeah.
Ce urât ești. Pe bune. Așa faci, nu? Mamă, de adevăr e puternică, rău. Ce chestia aia de acolo din spate? Te-am făcut praf. Încă... Pe bune! A. Ok. Să vedem dacă putem să mai câștigăm și data asta. Te-am făcut praf. Asta e Shao Kahn sau ce? Ba nu, asta este Kotal. Ah, pardon. Nu vede nimeni pe bune. Ok. N-o să zic nimic de limba lor. Nu e bine. Mamă, cât de mult sunt.
Ah, i-a dat-o. Cred că nu scapă. A venit Cotal. Cât de acum s-a dus. Dar asta cred că e cel mai creepy dintre toți. Asta este Ben 10 la patru brațe. Trebuie să am grijă. Așa. No. Nu poți pur și simplu să stai locului. Nu! Poate vezi când dă fatal blow. Gata. I-a luat prizonieri pe toți. Să nu zici că mă bat cu el. Haide capul meu. Nu e bine, nu e bine.
Perfecto. Îl mai bați? Pe aproape. I-am dat-o. Ha, te-am făcut praf. Nu spune că mă bat cu el. Ce face Raiden aici? Aici nu erau zei? Asta era fratele ei, Shinnok. Wow. Bun. Cam atât a fost cu episodul acesta. Nu uitați să dați un like, un share, un comment, un subscribe și să apăsați pe clopoțel ca YouTube-ul să vă trimită notificare și ne vedem data viitoare. Nu știu ce o să facem data viitoare, oricum urmează. Continuăm seria de Mortal Kombat până terminăm story mode-ul, adică la capitolul al 12-lea, care cred că o să ne dăm cronica, nu știu. Și ce să zic? Salut!